Rusia găzduiește Hamas, Fatah și alte facțiuni palestiniene în încercarea de a unifica toate grupurile palestiniene sub un singur steag. Delegația palestiniană este condusă de ministrul palestinian de externe Riyad al-Maliki, care s-a arătat rezervat în legătură cu rezultatele discuțiilor înainte de începerea lor. Sperăm că vor exista rezultate bune în înțelegerea reciprocă între toate facțiunile cu privire la necesitatea de a sprijini guvernul tehnocrat care se va forma, a declarat Maliki. Cu toate acestea, disensiunile și rivalitățile dintre Hamas și Fatah sunt vechi și uriașe, ridicând semne de întrebare cu privire la realizarea unui progres substanțial. Totuși, autoritatea palestiniană este forțată să depună eforturi pentru a se reforma. Demisia premierului palestinian Mohammad Shtayyeh semnalează o schimbare politică menită să consolideze sprijinul pentru autoritatea palestiniană. Rolul de gazdă și mediator al Rusiei pentru aceste discuții este demn de remarcat. Moscova pare să-și folosească victorile obținute în Ucraina pentru a-și extinde influența în Orientul Mijlociu. Dacă Rusia va reuși să formeze o viitoare autoritate palestiniană de unitate națională, va obține o victorie diplomatică uriașă și își va consolida un rol important în jurul Israelului. IDF a raportat joi că în timp ce camioanele cu ajutoare au fost aduse în nordul Gazei, locuitorii din Gaza s-au adunat în jurul lor, acționând violent și jefuind proviziile. În timpul intrării camioanelor de ajutor umanitar în nordul fâșiei Gaza, rezidenții din Gaza au înconjurat camioanele și au jefuit proviziile care erau livrate, a informat purtătorul de cuvânt al IDF. În timpul incidentului, 10 de locuitori din Gaza au fost răniți ca urmare a aglomerării peste măsură și a călcării în picioare. Potrivit rapoartelor, grupuri violente s-au apropiat de soldații IDF într-un mod periculos, amenințând că vor ataca forțele de ordine. Soldații, a căror sarcină era să permită distribuirea în siguranță ajutorului, s-au simțit amenințați de bandele de palestinieni înarmați cu arme albe și au răspuns cu foc de armă. IDF a publicat un videoclip cu supraveghere aeriană a operațiunii umanitare. Casa Albă explorează posibilitatea de a parașuta mai mult ajutor prin intermediul avioanelor militare americane în Gaza, deoarece livrările pe uscat devin din ce în ce mai dificile. După ce Hamas a fost înlăturat din nordul Gazei, în majoritatea zonelor s-au format bande de răufăcători ce acționează pe cont propriu și care jefuiesc și se bat între ei. După ce ministrul apărării Yoav Gallant a confirmat eforturile Hamas și ale altor grupări teroriste din regiune de a declanșa ostilități în Iudeea, Samaria și Valea Iordanului, în așa numită Cisjordanie, cu accent deosebit pe muntele Templului din Ierusalim, miniștrii Gallant, Gantz și Eisenkot au cerut premierului Netanyahu să facă tot posibilul și să protejeze dreptul musulmanilor de a se închina liber de Ramadan. Cabinetul de război va vota pentru limitarea autorității ministrului israelian al securității, Itamar Ben-Gvir, de a restricționa accesul musulmanilor la muntele templului în timpul lunii Ramadan. În timp ce vorbea din confortul reședinței sale din capitala Qatarului, Doha, liderul organizației teroriste Hamas, Ismail Haniyeh, a făcut apel la arabii care trăiesc în Israel, inclusiv Iudeea și Samaria, precum și Ierusalim, să meargă în număr cât mai mare pe muntele templului în timpul lunii Ramadan. Liderul Hamas și-a arătat în mod clar frustrarea profundă din cauza lipsei apetitului palestinienilor pentru violență. În schimb, și-a exprimat aprecierea profundă față de împuterniciții Iranului din Orientul Mijlociu, care au escaladat tensiunile. Guvernul spaniol condus de premierul social-democrat Pedro Sánchez a ridicat problema libertății de religie și de conștiință. Ministerul Justiției va avea acum o nouă ramură pentru afaceri religioase pentru a-și îmbunătăți relațiile cu grupurile religioase din țară. Direcția Generală pentru Libertate Religioasă va fi condusă de Murilo Munoz, expert în domeniu, care a condus până acum o comisie dedicată acelui scop. Printre scopurile guvernului se numără elaborarea unei noi legi a libertății religioase și a libertății de conștiință pentru reformarea celei actuale, care datează din 1980. O altă prioritate a guvernului este progresul în normalizarea confesiunilor religioase cu rădăcini puternice în Spania, care, potrivit guvernului, includ bisericile evanghelice. În ultima legislatură, guvernul a fost de acord să uniformizeze regimul fiscal pentru cultele religioase din Spania, măsură care nu a intrat în vigoare, întrucât a fost amânată din cauza alegerilor anticipate din iulie 2023. Acum, odată cu crearea acestei direcții generale, se așteaptă un nivel mai ridicat de colaborare între executiv și diferitele culte religioase.
Alfa Omega.